și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O neam necredincios și desfrânat, până când voi fi cu voi, întreabă Mântuitorul Hristos pe farisei și cărturarii care se certau îngrămădiți în jurul trupului îndemonizat al Fiului Celui Neputincios ce purta asupra Lui Duhul cel mut și surd. Iată ce întrebare Mântuitorul, care le-a făcut toate din ființă și le-a dus din nimic la ființă, toate le-a făcut din izvorul dragostei și a iubirii supreme, este ignorat de poți tu fă ceva. Cam acesta este mezul Evangheliei de astăzi. Eu am ales, pentru că suntem în mijlocul postului, să nu trecem chiar așa ușor, să facem o ușoară, ca să spunem, antiteză, o ușoară înrăurire a celor ce s-au petrecut până acum cu Evanghelia de astăzi. Toți ați văzut că precum stă pomul vieții în mijlocul raiului, așa a stat crucea, ca semn de biruință, ca semn de întărire duhovnicească în mijlocul postului, pentru cei ce se ostenesc și pentru cei ce se sârguiesc. Simbolul crucii pentru cei ce pierd o nebunie, iar pentru cei ce se mântuiesc, este arma puterii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Crucea cea spirituală, care face frumoasă legătură cu Evanghelia de astăzi, nu este altceva decât sinele voit, lepădarea de sine, botez, căsătorie, bucurie sau suferință. Ceea ce trebuie să înțelegeți și trebuie să facem ușoară paralelă, înainte de a începe postul, ați văzut ce frumos a triumfat Duminica Ortodoxiei să ne arate că Ortodoxia are putere duhovnicească majoritară prin semnul crucii asupra postului. Pentru că și alte credințe postesc. Dar ce nu se face în numele lui Dumnezeu nu este valabil. De mâncăm sau de dormim, de viem sau de trăim, ai Domnului suntem, spune Apostolul Pavel. De aceea și Mântuitorul a relatat astăzi cu deosebită asprime puterea postului și puterea rugăciunii în starea duhovnicească. Și ați văzut, după ce ne cunoaștem credința și știm că creștinismul triumfă prin lumina veșnică de la Ierusalim, care se revarsă în puterea Sfintei Lumini deasupra sacrului mormânt, următoarea duminică am fost întăriți prin o altă învățătură duhovnicească. De ce? Dacă ești ortodox, să știi ce trebuie să faci ca ortodox sau ca creștin. Și a arătat simbolul, deci a arătat simbolul lumii slăbănogite, care vine la Hristos prin acoperișul casei. Evangheliile sunt schimbate. După înviere, scăldătoarea era la Viteza și bolnavul zăcea de 38 de ani. Un alt bolnav era pus înainte și a luat patul sâmbătă și a plecat acasă. Bolnavul de astăzi sau bolnavul de duminica respectivă trecuse prin acoperiș. Deci a arătat că lumea vrea să ajungă la virtute fără să treacă pe calea nevoinței, iar Isaac Siru a arătat concret. Cine nu trece prin osârdia smereniei, nu să nu fericească liniștea sufletească pe care o are, că nu este adevărată, este înșelătoare și este curs amăgitoare. Isaac Siru. În a treia duminică, deci după ce ne-a arătat că de nevoință e nevoie, ne-a pus și felul nevoinței. Mulți s-au întrebat ce să fac să mă mântuiesc. Și în Evanghelie și în viața de toate zilele, relația penitent-duhovnic, relația Hristos-ucenici, relația Hristos-noroade și desăvârșirea începe în mai multe feluri. Toate le-am păzit din tinerețe, una mi-a rămas să o fac. Fă-o și pe aceea, leapădă-te de sine. Mi-a mai rămas încă un lucru. Fii desăvârșit precum Tatăl Cer din Cer desăvârșit este. Și multe alte exemple destul de adânci din Sfânta Scriptură, prin care Mântuitorul relatează ucenicilor urcarea duhovnicească.
Și trecem ușor la subiectul de astăzi. După ce s-a schimbat la față în muntele Tabor și au văzut ucenicii lumina aceea strălucitoare pe cât li s-a putut, căci au căzut apoi cu fața la pământ, s-au coborât din Tabor și au urmat cele ce le veți vedea. O îngrămădeală mare de oameni, un bolnav îngrămădit acolo de oameni, ați avut o predică vie și astăzi în fața voastră, toți se frăsuiau ce să-i facă, ce să zică, cum să-l vindece, și însuși apostolii, fiindcă nu toți erau de față, și când spun că nu toți erau de față, vă spun că Petru, Ioan și Iacov erau cu Hristos în munte, și rămăsese ceilalți nouă, deci ceilalți nouă, au vrut să-l vindece ei, în lipsa stăpânului, adică au vrut să facă un lucru fără binecuvântare. Ce fel de binecuvântare? Binecuvântare în Duhul Sfânt, duhovnicească. Deși primise puterea să scoată demoni și să facă toate, nu primise discernerea cum trebuie scoși demonii, când și ce trebuie făcut ca aceștia să iasă. Deci iată ce plan adânc de discuție pentru Evanghelia de astăzi. Nu e o simplă idee cu un om îndrăcit sau mut, vine și este căzut la picioarele apostolilor și ei n-au știut ce să-i facă. Nu! Deci, deodată Evanghelia ne transpune în planul cine poate să-i scoată pe demoni, cum poate să-i scoată pe demoni, când vor ieși demonii și de ce nu vor să iasă, sau când nu vor să iasă. Deci iată ce adâncă este o parte din Evanghelie. Și trecem în partea a doua. Deci după Duminica Crucii, care este și alepădării de sine, deci este prima treaptă a urcușului duhovnicesc sau făptuirea morală, urmează Duminica, deci cea pe care o vedem noi astăzi, deci lumea slăbănogită am văzut-o, acum vedem lumea îndrăcită. Îndrăcită în ce sens? Să nu înțelegeți vreodată că îndrăcit înseamnă numai epileptic. Îndrăciți sunt și sectarii care au schimbat dogmele credinței, îndrăciți sunt și oamenii pătimași, de aceea cu precădere Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să se mai sărbătorească și Duminica Sfântului Ioan Scăraru. Pentru ce motiv? Sfânt din secolul VI, intrat la 16 ani în mănăstirile din Sinai, scolasticul pentru înțelepciunile pe care le avea, scărarul pentru cele 30 de table duhovnicești, Sinaitul ca egumen al Sinaiului, a mănăstirii din Sinai, sau Ioan din Rait, cum se mai spunea. Deci iată, aceste nume când le veți întâlni sunt ale lui Ioan Scăraru. Face nevoință de liniștire 40 de ani, apoi se dedică cu desăvârșire dezbaterii, sfătuirii și concretizării unei linii de tradiție monahală patristică înaintașilor lui. Nu știrbește cu nimic din învățăturile marelui Vasile, ce trăiește în secolul IV și începutul secolului V, prima jumătate. Nu știrbește din învățăturile celor doi mari asceți, Pahomie și Antonie, dar arată cu precădere și face o mare întorsătură prin aceste table duhovnicești, suspectând, sau ca să vedeți mai în mare, fiindcă mi-am făcut câteva notițe, suspectând anume teme pentru cele 8 mari păcate care el le consideră capitale în viața desăvârșirii, sau păcate groase. El așa le spune, deși subțirimea lor este foarte înaltă. El le spune groase pentru omul duhovnicesc. Și citeam cândva adineauri, nu de multe zile în urmă, în ospățul, din fărmiturile ospățului, ce spunea despre omul duhovnicesc. Zice, omul cu adevărat duhovnicesc este ca și o masă bine lustruită în care cea mai mică zgârietură îi aduce o devalorizare în valoarea ei ornamentală. Pe când omul neduhovnicesc, care de-abia se luptă cu păcatele grosolane, desfrânare, îmbuibare, hoție sau beție sau celelalte, sau fumat, este ca o masă de bucătărie pe care pururi se fac tăieturi în timpul tăierii zarzavatului, fără ca să se țină cont că este veche sau are valoare. Deci și Dumnezeu împarte această nevoință prin insuflarea Duhului Sfânt și a fiilor săi duhovnicești, acești spirituali ai creștinismului, prin a ne arăta
că cele 8 patii mari, lăcomia, desfrânarea, iubirea de argint, mânia, întristarea, trândăvia, slava deșartă și mândria, sunt patimile care îl robesc pe omul intrat pe calea virtuții, dacă nu știe să se lepede de el, iar cei 3 mari uriași ai sufletului, uitarea, nepăsarea și trândăvia, îl doboară definitiv. Ei, planul duhovnicesc al temei de astăzi nu este altul, ci este tocmai ăsta. După ce ne-a prezentat lepădarea de sine, peste care ați auzit atunci destule învățături, și încă se poate adăuga făcând o tematică mult mai simbolică. Deci, lepădarea de sine dă îndesăvârșire prin urcuș duhovnicesc în pocăință, dar ea are 3 stadii în care oamenii pot să pot să fie categorisiți. Viața celor căsătoriți, adică căsătoria, și deasupra căsătoriei se încununează botezul, iar sub căsătorie se pune călugăria. Iar sub toate 3 se trage linie și se pune pocăința. De ce? Botezul este prima înmormântare trupească și duhovnicească a omului în apa botezului în numele Sfintei Treimi, sub forma crucii, când omul spune să leapădă de satana și de toate lucrurile lui și să face vrednic oșteana lui Hristos. Deci nu ostași de ăștia de azi, ostași de aia duhovnicești. Și aici fac paralela și vă aduc aminte. Mai vine câte o cucoană la spovedit, din alea care au depus jurământul lor de vasalitate și spune, ce o spăcătoasă ca samarineanca, dar ce ai trăit tu pe vremea ei să-i știi păcatele? Zici, să știți că eu sunt ca desfrânata, eu îmi parcă ești mai rea ca ea. Știi tu ce a făcut desfrânata sau cum s-a pocăit? Deci își atribuie în timpul spovedaniei niște argumente care, propriu zis, nu și-au un concret și nu și-au o formă duhovnicească. Deci tu, un om simplu care nu te simchisești măcar la rugăciunea serii și a dimineții, vii să îmi prezinți stadiul de păcătoșenie al femeii desfrânate, care în sfârșit ajunge mironosiță și ajunge tocmai întâi cu apostolii Maria Magdalena. Deci iată ce scăpăm din gură fără să vrem. Vii și te prezinți păcătoasă ca samarineanca, crezând că umblând cu mulți bărbați ai realizat ceva, dar de fapt nu știi că Fotini, acea samarineancă din timpul lui Nero, care dă apă Mântuitorului la fântâna din Siharia, nu este altcineva decât mucenița de mai târziu, a cărei sfinte moaște, astăzi noi le sărutăm în bisericile Sfântului Munte. Și tu vii să mi te atribui, spunând că eu sunt acutare sau cacutare. Deci aici mă opresc la lepădarea de sine. Deci lepădarea de sine este valabilă în tot tomul duhovnicesc. La botez mă lepă de satana și de lucrurile lui, la căsătorie este tot votul ascultării față de bărbat și bărbatul prin biserică, cum spune Apostolul și Evanghelia, iubiți-vă bărbați femeile precum a iubit Hristos biserica și bărbatul să-i fie cap femeie după porunca lui Dumnezeu, iar în călugărie de săvârșirea sau starea mai presus de fire, votul merge până la a iubi pe Domnul Dumnezeu tău din tot cugetul și mai presus de toată inima și virtutea și voința ta, să trăiesc, să mor și să înviez, cum spune troparul, întru tine. La mucenice, se spune, melușeaua ta, Iisuse, sau întru tine, Părinte Cosârde, și așa mai departe. Deci, am ajuns unde am avut de ajuns. Deci, aici se legitimează tăierea voiei sau lepădarea de sine din orgoliu celor păcate care le-am pomenit. Și iată de ce se ajunge, și ajungem la Evanghelia de zi și apoi ne întindem unde vrem, de ce să ajunge că ucenicii venind în fața Mântuitorului s-au văzut puși în nedumerire, neștiind să facă această minune sau această vindecare. Deși primise, luați putere, cărora veți dezlega, va fi dezlegat, cărora veți lega, va fi legat, veți vindeca, veți tămădui și așa mai departe. Dar problema se pune sub mai multe întrebări. Eu am încercat să formulez câteva întrebări din care să ne putem da seama, de fapt, ce a vrut Mântuitorul să demonstreze la coborârea din, muntele Tabor de la schimbarea la față ucenicilor care nu fusese cu el pe munte. Pe cale, și duminica viitoare o să vedeți, 2 se certau neștiind ce să ceară. Și de frică și de rușine au tăcut și n-au mai îndrăznit să întrebe nimic, neînțelegând cuvintele Mântuitorului, cum spune finalul Evangheliei. Fiul omului se va da la munci, etc. Dar ne întoarcem la subiect. Deci cei 9, neștiind pe cine au de față,
și-au atribuit în părerea de sine ca ucenici direct ai Mântuitorului să vindece acest caz. Nu întâmplător acest caz apare la picioarele Mântuitorului tocmai la coborârea din munte, când și cei trei care au fost cu el nu și-au înțeles misiunea sacră, și Petru, care era lăudat, acum era certat că împiedică planul mântuirii vorbind de iubirea de sine, cruță-te pe tine, Doamne, deci cruțarea de sine este un mare păcat duhovnicesc din sfera, să spunem, întunericului a păcatelor duhovnicești, și el s-a născut în om. El s-a născut în om odată cu căderea din rai, deci în momentul greșelii adamice, iar mai departe s-a născut din acestea toate necredința. Ce este necredința? Este absența prezenței lui Dumnezeu în spiritul sau în sufletul uman, după mai mulți sfinți părinți. De ce? Pentru că icoana lui Dumnezeu nu se alterează nici în omul păcătos, nici în omul virtuos. Sufletul rămâne veșnic, sufletul rămâne cuvântător și rămâne rațional, indiferent de starea lui de păcătoșenie. Dar intră în alterare, în întunecare. Și această întunecare este rezultatul necredinței mele, de care pomenește Tatăl în Evanghelie, când își permite însuși pe Dumnezeu să-L înfrunte și să-I spună: dacă poți tu, fă ceva. Și noi știm treaba asta. Chiar azi dimineață ne-am întâlnit cu acest argument când cineva mi-a spus: dacă se mai poate ceva, am încercat și la biserică. Foarte bine. Mai încearcă la bufet. De ce necredința omului, una din întrebările esențiale puse nu de mine, de Sfântul Maxim și Ioan Gură de Aur, sună așa: a făcut involuntară puterea ucenicilor. Ucenicii n-au fost botezați în puterea cinzecimii, biserica nu era desăvârșită și Hristos încă nu era înviat. Mergea spre patimă, deci de-abia se răsădeau semințele creștinismului, rădăcinile lui de-abia încolțise din sămânța cea veșnică, adică din Dumnezeu. Și atunci ei aveau lipsă de discernere. Și de ce aveau lipsă de discernere? Pentru că gândeau spontan. Acil binecuvintează cu binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, și acum spune: răstihnește-l. Acum îi spune Petru: nu mă lepă de tine, Doamne, orice ar fi. Și la un moment dat îi spune, zice: nu-l cunosc, blestemat să fiu de el, știu pe el. Deci iată ce înseamnă nestatornicia sau îndoiala în credință, unde se vorbește astăzi de necredința omului care le-a făcut involuntară puterea și ucenicilor. Nu sunt ei primii care au căzut. Noi știm că sfinții au adâncul spiritului lor sau starea sufletească înnecată sau îmbăiată în puterea divină a bucuriei lui Dumnezeu. Brancianinov, vă spunea asta și Isaac Sir. Și acești ucenici unde s-au împotmolit? Unde s-a împotmolit și Moise la pustie? Oare pentru necredința lor ai să dai apă? Și a curs sânge din piatră atunci în pustie. Deci iată sângele care iese involuntar la nenorocirea și la neputința ucenicilor, care se văd insultați de farisei și de cărturari, care la un moment dat de față vine și spune prin gura universală acestui tată: ucenicii tăi n-au putut să facă nimic. E adevărat că n-au putut să facă nimic. Și nici biserica astăzi nu poate să facă nimic. De ce nu poate să facă nimic? Biserica este absentă sufletului necredincios, indiferent de învățătura ei. Și acest caz se relatează concret la faptul când un ucenic duhovnicesc, un creștin sau un monah sau un căsătorit trece peste voia lui Dumnezeu. Căsătoritul spune: am să divorțez. Scriptura te învață, ce a legat Dumnezeu omul să nu despartă. Învățătura monahală învață, zice, să-ți faci tăierea voii până la pătimire, să te împotimești păcatului până la sânge. Călugurul îți răspunde, el în ideea lui personală, de părere de sine: nu vreau. Sau nu-mi convine. Sau dacă nu-ți place, ce ai să-mi faci? Sau un alt argument pe care îl pui în față și spui: băiete, uite ce spune Scriptura. Lasă, am mai auzit eu de astea filozofii. Deci iată cu ce se izbește biserica și rămâne neputincioasă în fața mutului. Ai văzut
Ăsta e mutul cu care se luptă apostolii. Ăsta e mutul de veacuri, de care de 20, dacă vreți, de secole, deci de 2000 de ani, biserica stă împotriva acestora și nu poate să facă nimic. Dar ce face? Face un lucru, stăruiește. Și dacă stăruiește ca o mamă bună, fie că dobândește, fie că pierde, fie că câștigă, fie că recuperează, dă slavă lui Dumnezeu. Deci dă slavă lui Dumnezeu. Deci nu-și pierde etatea duhovnicească și valoarea spirituală prin degradarea creștinilor, pentru că un alt sfat practic al Mântuitorului vine și o încurajează. Mlădița ce se departe de butuc vine în foc, ce n-aduce roadă să taie și să curăță, iar cel ce nu rodește, deci cel ce nu rodește este asemănat smochinului neroditor, sau cum a spus Mântuitorul, voi nu știți multe, n-ați ajuns încă la cunoaștere, le spune ucenicilor, dar îi veți cunoaște pe cei de lângă voi precum pomul după roadă. Deci dacă pomul își aduce roada sa, e roditor. Dacă omul face roade vrednice de credință, atunci e roditor. Și atunci, fără a judeca sau a cleveti sau a osândi, știi pe cine ai de față. Deci tu vii și îmi spui că n-ai făcut ce ți-am spus și eu îți spun foarte bine, ești un necredincios și cu asta am liniște în suflet. Tu în dreptul tău crezând că ai biruit pe Dumnezeu, iar biserica în dreptul ei crezând că s-a împăcat cu Dumnezeu, când de fapt rămâne împăcată. De ce? Dumnezeu va lucra mai departe și va arunca pe acești muți surzi în fața cuvintelor Dumnezeu și a Evangheliei în apă, în foc, dar milostivirea lui Dumnezeu nu îi va pierde. Așa spune Tatăl, zice, de multe ori a vrut să moară, zice, îl arunca în apă, îl trântea în foc, îl trântea pe jos, îl izbea, îl scutura, dar, zice, iată-l, din copilărie pătimește. Și când spune că din copilărie, mai găsim un argument, deci găsim argumentul celălalt. Obiectul botezului este pruncul ce se face creștini involuntar. Obiectul cununiei este mirele și mireasa care involuntar depun jurămintele și nu se complac cu preotul să spună nu, asta n-am să păzesc, eu vreau să-i mai trag câte o palmă sau vreau să mai merg la altă femeie. Ci involuntar ascultă taina cununiei. Călugărul în sinea voiei sale, deși știe că va călca, totuși se argumentează în fața lui Dumnezeu și spune cu ajutorul lui Dumnezeu făgăduiesc cinstite părinte și viața pusnicească și ascultarea și îmbuibarea și toate celelalte, ce le mai făgăduiește el atunci când este în genunchi. Dar peste toate tronează Dumnezeu. De ce? Pentru că la un moment dat și biserica se disculpă asupra creștinilor și votul monahal se disculpă asupra călugărilor când biserica spune următoarele. Nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Mulți chemați, puțin aleși. Iar în votul monahal, imediat ce se depun voturile, starețul sau cel ce tunde, spune și el. Zice, vezi fiule, făgăduința ta, că sfinții îngeri stau de față și ascultă. Și nu vei da răspuns pentru cele ce ai făgăduit. Biserica se apără și Dumnezeu nu rămâne mincinos, ci pentru cele ce ai împlinit. Iar la botez, când spune, mă lepă de satana și de toate lucrurile lui, și tu repeți frumos simbolul credinței de 3 ori, tu te legi cu acele cuvinte de crez, pentru că la urmă preotul spune, întoarce-te și scuipă. Ei, când spune, întoarce-te și scuipă, Evanghelia se desculpă în fața păcatelor tale pe viitor, ce le vei face când vei crește mare. Fie că nănașul te va învăța de bine sau părintele și va spune, numai câinele se întoarce la burătura sa. Și atunci vreau să întreb, cine își linge scuipatul? Nimeni? Cine își mănâncă vărsătura? Nimeni decât câinele. Iar biserica s-a întrarmat și asupra acestor câini sau porci care merg în necurăție și spune, n-aruncați mărgăritarele la porci sau la câini să nu se întoarcă să vă rupă. Deci ai văzut că biserica și-a făcut de sine hotărâre, deci ea nu rămâne numai obiectivă față de planul duhovnicesc al înțelepciunii pe care a pus-o în taina respectivă, ci vine și se completează și se apără până și în taina spovedaniei. Vezi, fiule, eu sunt numai un martor, iată icoana lui Hristos stă de față, în chip nevăzut, așteaptă, vezi să nu ești bolnav și așa mai departe. Și la urmă spune preotul, eu te iert și te dezleg,
de tot ce ai mărturisit, amin, amin, nu facem spovedanie acum, dar tu spui, mă căiesc și îmi pare rău. Și acele cuvinte cântăresc în ziua judecății, ori spre stânga, ori spre dreapta, cum vei vrea tu să le înclini. Dacă m-ai mințit și n-ai postit, la iad locuri sunt, dacă ai postit și te-ai rugat, la rai să mai deschide câte o partidă de locuri în răsărit. Deci iată ce frumos, biserica se apără și de această dată. Deci nu există o taină. Deci nu există o taină care să nu își aibă și suportul subiectiv în fața păcatului involuntar. Pentru că în momentul, vreți să vă duc și în rai acum, deci în momentul când Adam a fost sfătuit să nu mănânce că va muri, de fapt Dumnezeu n-a pus o travă în pom, că mâncând n-a murit, s-a întunecat. Deci i-a vorbit în mod fidel de o moarte mult mai înaltă, de a vorbi de o moarte duhovnicească. Și aici mă opresc frumos și am găsit un verset care merită să vi-l spun. Zice așa, prin alterare din starea primordială, trupul este amestecat cu pământul și află odihnă în faptele cărnii și Duhul Sfânt nu-și mai poate afla odihnă în roadele trupului. Iar în altă parte, Isaac Sirul spune un cuvânt și mai frumos. Ce îi folosește lui Dumnezeu trecerea omului prin viață dacă trece cu ticoloșie și îl supără mereu pe el? Deci vezi cât de mult ia în seamă Dumnezeu viața noastră? Că n-ar fi fost nebun Isaia când a scris în Scripturi, prin capitolul 30, și tu ai făcut pământul ca pe o nimica înaintea ta. Iată, 6 miliarde de făpturi, care numai un singur suflet valorează că toate bogățiile pământului, sunt nimic înaintea lui Dumnezeu. Iar la Ieremia, toate popoarele cât picătura din cadă. Spală-te într-o picătură de apă, într-o cadă de 2 metri. Iată ce valorează în fața lui Dumnezeu lumea păcătoasă. Lumea păcătoasă, pentru că Evanghelia disculpă starea valoroasă a sufletului uman și spune, zice, ce ar dobândi omul sau ar lua în schimb pentru sufletul său? Că lumea întreagă, dacă ar dobândi și sufletul, și-ar pierde nimic, n-a câștigat. Deci iată, să câștigi o lume, să stăpânești tu aceste milioane de orașe și sate și locuitori, să fii împăratul lor, dar să te duci în iad, nu-ți folosește la nimic. Așa au murit toți împărații lumii, așa au murit toți filozofii, așa au murit toți deștepții și înțelepții, așa au murit și prostănacii, deci tot într-o raclă cu scânduri și în pământ sau pe un câmp de luptă sau mâncați de o ciumă sau de o fiară, la care Dumnezeu n-a căutat decât valoarea spirituală a sufletului care s-a curățit. Deci iată unde vrea biserica să ajungă, făcând elogiul celor 3 duminici, adică cruce și lepădare de bunăvoie sau de sine, sau slăbănogeală din păcat, sau muțenie din neascultare. Deci Evanghelia de astăzi este o Evanghelie în primul rând a neascultării. Deci pune în prim plan ce să petrece cu omul. Și acum să urmărim atent câteva versete și apoi mai avem iarăși ce vorbim. Și că, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic. Știți cum e și cu lunaticul ăsta? E o mare taină. Asta e una din variantele lui Matei. În varianta a doua, fiindcă cei doi evangheliști erau de față, ceilalți 3 fiind în munte, deci Matei și Marcu n-au lipsit, iau-și ce spune. Și oriunde la pucă, cade, îl scutură, face spume și a spus, am adus pe fiul meu care are duh mut. Spune tatăl în Evanghelia de la Marcu, mai cuprinzător, mai concret. Deci, duhul mut și surd care îl apucă și îl scutură. De fapt, ce este? Rezultatul neascultării. Și zice, i-am rugat pe ucenicii tăi să-l alunge, dar n-au putut. Și când spun că au rugat pe ucenicii să-l alunge, dar n-au putut, iarăși mă izbesc de echivalența vorbelor în plus. Iarăși mă izbesc de acele vorbe de prisos și lucruri fără de folos pe care le faceți tot dumneavoastră. Alergați de la un capăt la altul al pământului, de la o mare la cealaltă mare, de la un cătun la celălalt cătun, dar de fapt nu căutați ceea ce trebuie, alergați după vânt, nu căutați sâmburele. Și ce spune sâmburele? Matei e mai concret. Zice, de a-ți avea credință cât un grăunte de muștare, a zice muntelui să se mute. Și cineva zice, dar de ce să se mute muntele când n-au putut o face sfinții? Frumoasă întrebare. Apostolii n-au mutat niciun munte.
și au fost apostoli, au fost ucenici și direcția ai Mântuitorului, sau mesagerii cei puternici care au transmis puterea eclesială în biserică, episcopatul, preoția și așa mai departe, și puterea disciplinară. De ce n-au vrut să mute munții? Ca să nu ne facă nouă o legiferare sau o părere că dacă n-am mutat muntele, nu putem fi în rând cu apostolii. Sau dacă n-am mutat noi un munte cu rugăciunea, nu putem fi sfinți. Și de ce a făcut-o Dumnezeu? Ca prin sfinți neputincioși și mititei, trăiți în viața pământească de după căderea în păcat. Deci după ce au greșit, au ajuns la stare de virtute. Pilda Mariei Egipteanca. Se roagă la un metru de la pământ și desfrânează cu toată Alexandria, ca să-ți arate ție că fecioria celor 10 fecioare, din care 5 n-aveau candelă, nu valorează nimic. Cine-i curat cu trupul și se mândrește este drac, spun Sfinții Părinți, pentru că el nu curvește niciodată, demonul. Spune mai departe, cine se înalță minții sale și judecă pe cel căsătorit sau cel din lume, spune biserica, să fie despărțit de biserică și a furisit, sau zice, dacă nu se va îndrepta, așa n-a tematisit. Iată ce vrea să spună, că și căsătoria, deci și căsătoria poate să concretizeze o stare de sfințenie. Și vă duc cu mintea doar în 3 cuvinte la Petru al Sevastiei, fratele Sfântului Vasile cel Mare, episcop, când după ce a fost acuzat că 3 ani de strunare cu soția după episcopat, a făcut priveghere în biserică, vă aducem aminte minunea cu cădirea jăraticului în felon și plus deasupra la miezul nopții cele 2 paturi împodobite cu crin pe care scria Petru și numele nevestei, cum o fi chemat. Deci iată până unde duce starea de curățenie, deci unde duce fecioria cea cu candelă, deci fecioria cea cu îndelemnul Duhului Sfânt. Tocmai aici vrea să ajungă Dumnezeu. Acesta care se scutură și scrâșnește și îl înțepenește și îl muncește, nu este decât un om care se zbate fără rost. Și rezultatul este final, nu știți și dumneavoastră. Părinte, am fost la biserică și acolo nu mi-a ajutat, am fost la deschis cartea, nu mi-a ajutat, am fost la vrăjitoare, nu mi-a ajutat, am fost și am căutat în cafea, nu mi-a ajutat, am fost și la nu știu care pusnic, nu știu unde, nu mi-a ajutat, am fost, zice, și la spiritist și nu mi-a ajutat. Unde să mă mai duc? La iad, du-te! De ce? Ca să vezi pe dragi cum să tem de Dumnezeu și să cutremură. Iacob, versetul 18 în capitolul 9. Ei să tem de puterea lui Dumnezeu, dar omul nu să tem. Să cutremură cerul și pământul, stihiile să cutremură. De atot puternicia lui spune undeva, dar cum nu și inimile voastre? Deci iată ce trebuie urmărit. Nu plimbarea, deci nu plecarea, ci invocarea lui Dumnezeu spre tine, că Evanghelia are mărturie concretă și ne spune, nu mai trebuie să vii la casa mea că-s păcătos, zi de la distanță că se face sănătos. Și s-a tămăduit sluga sutașului. Și atunci Mântuitorul exclamă, ai văzut credință în Capernaum, nicăieri n-am întâlnit. Deci ce vrea Dumnezeu? Stau și îl îmbulzesc noroadele, pentru că e vorba de vindecare. Și femeia s-a atinge pe la spate, ce doar de-i atinge haina, și m-am vindecat, auzi credință, mare credința ta, femeie! Și s-a tămăduit curgerea sângelui în ceasul acela. Îndrăznește, fică, tu ai biruit. Pentru că apostolii care stăteau în jurul lui și căscau gura la farisei ce prostii aduc și argumente de hulă la adresa Mântuitorului, îi spunea la un moment dat, auzi, Doamne, mai faci pe grozavul că te-am îmbrâncit în aglomerația asta și întreb cine? Da? Eu știu că mă îmbrâncesc mult, dar puterea ce s-a scurs din mine de-abia acum a plecat. Eu vreau să văd în cine a intrat. Deci ai văzut? Aici vrea Mântuitorul să le arate apostolilor că dracii nu vor să iasă oricând și oricum. Și vom merge pe principiul tematicii creștine, așa ușor, simbolic, cum ne învață și Ioan Scăraru, cum ne învață și Simeon Noul Teolog și Vasile cel Mare și toți Sfinții Părinți, ei rânduiesc în viața căsătorită cele 3 posturi, ușor, normal și greu. În mănăstire rânduiește treapta posturilor celor 7, descrise prin convorbiri duhovnicești de episcopul de Tighina Ioan din Munții Sihlei. Vegetarienii, lactovegetarienii, carnivorii, prima treaptă, slăbănogii, cum li se mai spune, că nu pot fără carne, că-i doare stomacul, după aceea cerealierii, hrana uscată,
fructiferii și în cele din urmă Sfintele Taine sau mana cea cerească când omul trăiește cu darul Dumnezeu din Sfintele Taine. Unul din 10.000 care se sălesc și nu yoghinii care au umplut România. Aia trăiesc cu grâu încolțit ca dobitoacele. S-au asemănat cu, David spune, cu cele necuvântătoare și s-au alăturat lor. Fân, iarbă, apă și yoga. Mai departe, treptele rugăciunii. Pentru călugări, Dumnezeu a rânduit stările înalte. Urcuș duhovnicesc, contemplare, odihnă duhovnicească, extaz, răpire, uimire, de sine mișcare și vedere duhovnicească. Pentru creștin a rânduit celelalte trei stări. Cantitativă, calitativă și intensivă, vreau să-i spun. Ce înseamnă cantitativă? Ceaslov și psaltire, canonul duhovnicului, sau calitativă, nu cu mintea la găini, nu cu mintea la țarină, nu cu mintea la oraș, ci cele 5 minute să te rupi și de grijă, că nimeni nu-i fără grijă, să știți, nu cred că vine vreun om în biserică care n-are nicio grijă, doar nesimțitul stă fără grijă. Pentru că serviciul și copilul și casa și masa și țarna și troleul și tramvaiul și biroul de la serviciu și creionul și vatala și toate cele ce alcătuiesc viața socială sunt într-o continuă grijă. Pentru că din asta trăim și așa ne întrajutorăm, obștește unii pe alții. Tu îmi dai pâine, eu îți dau haine, eu îți dau medicamente, tu îmi dai lumină și așa mai departe. Dar rupe-te de acestea și fă rugăciunea calitativă. Deci când te rogi, intră în cămara ta, încuie ușa ta, roagă-te lui Dumnezeu puțin să te asculte puțin și să răsplătească în ascuns, nu ca păgânul borborosind multe, sau prin piețe, ca să arăți că ești credincios, boindu-ți fața sau smolindu-ți-o ca farisei să arăți că postești. Mântuitorul zice. Mai departe, și vreau să spun intensivă, ce înseamnă rugăciune intensivă de acum încolo? A te intensifica în rugăciune înseamnă a păstra acel scurt timp de rugăciune care să radieze în tine în tot timpul zilei. Sfinții părinți îndeamnă pe domnii monahi la următorul lucru, seara înainte de culcare citește un cuvânt duhovnicesc ca inima ta să se încălzească spre rugăciune, apoi roagă-te făcându-ți sau săvârșindu-ți spravila ta și din nou citește un cuvânt ca dormind cu acel cuvânt în minte să nu ai noaptea năzbâtiile minții care merge la patim desfrânate sau la grijile lumești sau la nălucirile deșarte sau la gândirile pripite. Ioan Scăraru, că de asta e duminica lui, este cel mai înalt în virtuți privind descrierea lor. Unde o fi ajuns în rai, Dumnezeu știe unde e locul lui. Oricum este în ceata pusnicilor și a drepților. Mai departe, legat de rugăciunile înalte, fiindcă pornind de la posturi și de la rugăciuni înalte, vreau să vă duc unde ies dracii. Și începem aici așa. Zice că carnivorii sau postitorii, cei cu post ușor, n-au ce să sporească. De ce? Așteaptă ca să se îngrașă, să treacă postul, să-și refacă silueta și constituția ce a pierdut-o prin mâncările fără un de lemn sau cu un de lemn. Dar cel ce merge și își face o unealtă duhovnicească din post și nu o măsură de moment, deci nu o măsură de moment, acela ajunge la o stare deja înaintată și trece și rămâne posibil într-o stare oarecare. De exemplu, unii nu mănâncă carne, foarte bine. Unii nu mănâncă decât vegetale, și mai bine. Unii nu mănâncă decât cereale, sau pusnii, sau călugări și așa mai departe, sau boabe, sau semințe, sau numai fiertură simplă. Foarte bine, alții mănâncă fără ulei sau fără vine, și mai bine. Dar nu pot să faci o măsură din toate. Vasile cel Mare spune trup de trup și vreasc de vreasc sau vreasc de fer să deosebesc. Dar ne dă o altă scăpare. Tot Sfântul Vasile, eu am văzut trup slăbănogit de post și rugăciune și plin de patim. Ai văzut? Eu de la spovedit vă pot spune. Sunt care postesc fără un de lemn și curvesc. Sunt care postesc fără un de lemn și fură. Sunt care postesc fără un de lemn și înjură. Sunt care postesc fără de un de lemn și nu se roagă. Sunt care postesc fără un de lemn și înșală. Sunt fără un de lemn care dau un cap. Sunt care mănâncă fără un de lemn și te omoară. Deci iată câte lucruri se pot face, pentru că spune mai departe, postul trebuie să-și aibă și rodul lui duhovnicesc, fiindcă schimbarea bucatelor, o angură de aur, mă duce și la schimbarea de fapte. Adică, când postiți, vine Efrem Siru și ne întrarmează și este foarte adâncă rugăciunea lui, Duhul Trândăviei este alungat prin post, a mândriei, a slavei deșarte, a vorbirii în deșert, a stăpânirii
Nu mi-l da mie. Deci iată ce mă luminează mintea să discern în duhuri. Dar când eu postez de capul meu, cum fac sectarii, nu-i judecăm. Dar ca să vedeți cât de ologi sunt, să vedeți cât de alunecați sunt și în părerea că fac bine, de fapt se duc în rău. Pentru că chiar de n-ar mânca nimic, dracii nu mănâncă niciodată. Pentru că Dumnezeu a binecuvântat mâncarea când a spus din toți pomii să mănânci și să te veselești din bunătățile raiului. N-a spus nu mânca. Sau în altă parte Mântuitorul a spus toate sunt curate celor curați. Și mă duc cu mintea că le place la domnișoarele să asculte câteodată o istorioară în vârstă care nu știu carte mai multă. Mergea un pusnic în pustie foarte sporit și înalt și o femeie a zis, ia să-l corup și i-a dus o oală cu lapte. Și pusnicul mâncându-și laptele ca să aibă unde-i dau oala, că n-avea în ce să-l pună, că în fes nu sta. Deci ea a plecat acasă și a umplut tot ținutul acela. Ăsta-i pusnic? Lapte a mâncat. Și i-a dat dracul prin minte să-l acuze că mai și curvise cu ea. Și ea, între timp culcându-se cu altcineva și rămânând însărcinată, deci venind vremea să nască, toți s-au dus și l-au scos cu rușine din pustie și să-l aducă să-și recunoască fapta. La care pusnicul da, zice, recunosc că am greșit, iertați-mă, deci iată izvorul lui Dumnezeu de dreptate, smerenie. Și zice, la cumătria fiului meu vreau să-l țin și eu în brață să vadă lumea că sunt vinovatul. Și când l-a luat în brațe, i-a spus, zice, fiule, spune tu bunicului cine-i tatăl tău. Și-a arătat spre cel din sat. Era un mai mare vornic sau ce era pe vremea aia, prefect. Zice, ăla-i tatăl meu. Deci, și atunci pusnicul se întoarce spre noroade și cere iertare și spune, fraților, nu laptele, faptele. Deci, iată unde vrea să ajungă Dumnezeu. Că avem noi un fel mut de a păcătui prin acea linie strictă de extremitate. Vai, dar ai scos lingura din mâncare cu un de lemn? Vai, dar era vasul în care a fost lapte? Vai, dar l-ai spălat, l-ai opărit? Ne opărim blidele și ne serbezim mintea. Deci întâi mintea trebuie opărită de unde lemnul patimii care curge moale ca apa și apoi se opărește și vasul. Deci iată în ce constă duhul de muțenie, fiindcă astăzi este tematica apăsată pe păcat și pe patimă. Ăștia doi sunt muții și surzii care demonizează pe om. Cum intră păcatul în om? Prin ochi? Prin auz? Auzi ce spune Scriptura? Moartea a intrat prin ferestrele voastre, Ieremia. În altă parte spune tot Scriptura. Zice, fericit cel ce nu păcătuiește cu privirea. Că păcatul intră întâi prin ochi și apoi prin celelalte mădulare ale sufletului. De-aia și Mântuitorul a stabilit prin pronie divină ca o duminică să fie numită și așa o Evanghelie. Luminătorul trupului este ochiul, iar luminătorul sufletului este mintea. Deci ai văzut? Deci avem și așa ceva în urcușul duhovnicesc. Deci nu ne luptăm numai să nu ne uităm la carne sau la filme pornografice, ci ne uităm să scoatem femeia din noi, din inima noastră. Pentru că Vasile cel Mare a arătat, inima omului este o tihăraie sălbatică, fără de adânc și fără de margini, în care dăinuiesc cele mai sălbatice fiare. Deci ai văzut ce stă în inima omului? Ai văzut cine stă? Iar Marcu, ca să nu rămână de minciună Sfântul Vasile cel Mare, înainte de a exista Sfântul Vasile, a relatat în Evanghelie pruncuciderile, preacurviile, adulterul, mânia, zgârcenia, toate ies din inimă. Și de va fi omul curat, va scoate cele bune din visteria inimii sale. De va fi omul murdar, le va scoate pe cele murdare. Deci, vezi, așa trebuie înțeles rădăcina păcatului. Păcatul s-a sădit în om de la neascultarea și mândria căderii lui Adam. Dumnezeu a restructurat-o, deci a restructurat-o, a restaurat-o, a luminat-o, a șlefuit-o și a împodobit-o cu lumina divină, i-a dat din lumina taborică, arătând pe cât li se putea ucenicilor slava, deci cam așa trebuie să ajungeți. Numai nu le-a spus ucenicilor pe de-a dreptul. Așa trebuie să luminați, cum luminez eu, că David n-a rămas de minciună când, nu eu, cu referință la Mântuitor. Zice, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Ai văzut pară de foc? Deci trebuie să fii pară de foc. Pentru că mergem și mai departe. Păcatul are cuibare mult mai mărunte.
Iar unul din cuibarele păcatului este clocirea păcatului. Ce face? Păcatul scoate pui. Și puii te îndeamnă să te desculpi atunci când ești cercetat la spovedanie cu ascunderea lor a păcatelor, cu repetarea lor după spovedanie, cu nescoaterea lor. Am eu un fel, așa când spovedesc, câteodată le spun la câte unul care e mai iuțit la minte, nu chiar că n-ai să-i spui la o babă de 60 de ani de iubirea de sine. Zic la unul mai tânăr, zic, mă copile, zic, ai grijă, vezi slava de șarte stă lângă tine, vezi că mândria stă lângă tine, vezi că încăpățânarea poate să șadă, vezi că poate să te doboare părerea sau încrederea că ești ceva. Zice, nu părinte, foarte bine, dar ia că ea vine și ce îți dă încrederea de sine? De ce? Duhovnicul, chiar dacă îi spun tot, este el în măsură să mă scoată din încurcătura asta, ce dacă am să mai ascund și n-am să spun? Sau ce trebuie să știe el tot? Sau zice, de ce să mă ia de rău dacă îi spun tot ce am făcut? Și iată că greșeala rămâne clocită în noi, păcatul rămâne în mâna satanei, își înșurubează satana firicelele acolo pe axele inimii acolo, o îmbracă frumos în mreajă de păcat și acel păcat nu se mai cheamă păcat, se cheamă patimă de acolo încolo. Deci întâi mute păcatul, că nu se vede. Uite, avem în față o imagine a atâtor fețe frumos peptănate, îmbrăcate, odihnite, împodobite. Dar dacă Dumnezeu în clipa aceasta ne-ar deschide ochii minții să vedem forma noastră duhovnicească, a trupului duhovnicesc, în felul în care arătăm noi păcătoși, să-i vezi pe bărbații desfrânați ca harmăsare, să-i vezi pe cei zgârciți ca păunii și mândri și uricioși ca broaștele, vedeți oglinda duhovnicească, să-l vezi pe cel plin de sine ca un curcan să-mi foaie în pene, sau să-l vezi pe cel zgârcit și cu iubirea de argint, cât de urât schimonosit poate să arate, sau pe cel cu duhul mâniei, care arată ca un răget de leu, sau pe cel cu duhul curviei, care arată ca un șarpe ispititor. Deci iată ce vine satana să plămădească în noi. De aia spune Mântuitorul că nimic necurat nu pătrunde la Dumnezeu. În lumina lui Dumnezeu, și asta am spus-o acum 2 sau 3 duminici, de aia iadul s-a risipit. Când satana, neștiind că la Iisus Hristos mort pe cruce, n-a știut vreodată că e Fiul lui Dumnezeu, să nu trăiți cu ideea că altfel nu l-ar fi răstignit, când s-a deșertat sufletul lui Hristos în iad, după eschatologia particulară lua, teologia din față, până la 40 de zile, a intrat și Mântuitorul, sigur, în iad, să vadă muncile acolo. Dar n-a intrat numai să le vadă, ci a intrat să verse lumina. Și dacă eu sunt într-un tuneric și aprind o lumânare, sigur că se face o rază de lumină. Deci un anumit cercul până la umbre și pe umbre este luminos. Așa s-a întâmplat cu iadul. Când a intrat izvorul luminii, întunericul s-a stins și s-a dărâmat, s-a risipit și au fugit zmeii văzduhului. Că mulți sunt cei ce se luptă de la înălțime. Generali, pitonicești, teologi, arhiconi, înainte mergătorii, cum arată Gheorghe Arselaitu și alți sfinți ai filocalei. Deci iată de ce a intrat Dumnezeu în iad. Ca să facă lumină. Deși omul își face lumină atunci când se spovedește sau se desculpă curat pe sine. Dar patima, ce înseamnă patima în primul rând? Repetarea unui păcat permanent. Asta înseamnă. Iar patima mai are o a doua denumire. Obișnuință din fire, luptă în fire cu păcatul sau deprindere. Așa îi se mai spune patimii. Unul spune, zice, părinte, mai degrabă mor, dar de fumat nu mă pot lăsa. Părinte, aș vrea să nu mai curvez, dar nu pot să scap. Aș vrea să nu mai beau, dar dacă nu beau, zice, nu mă simt bine, sunt nervos, bat, omor, strâng de gât și așa mai departe. Deci iată, deci cum s-a bătut patima, cum spunea Sarsaila lui părintele Cleopa, că bătea cuie cu ciocanul până rămânea numai capul afară și nu le mai putea scoate. Așa și păcatul. Vine satana și zice, lasă-l, 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 și pe când crede că te-a corupt, nu mai iese el singur. Spune unui tânăr de 25 de ani, împătimit în păcate, sau unei tinere, fată, du viață curată. Ăsta cred că a luat o razna. Eram odată martor acestei chestii, când doi tineri s-au spovedit, deci doi tineri studenți, erau de la facultatea de fizică.
Și nu și-au dat seama că eu voi sta în prag când ei au plecat și au tras ușa după ei. Și două minute cât eu am rămas pe scaunul de spovedanie și m-am apropiat, ei vorbea la ușă. Păi ce tu la ăsta m-ai adus? Dar ce tu zice, crezi că ai de gând acum să mă porți cu broboada în cap și să-mi dai să mănânc cartofi și apă? Zice, du-te și-ți caută prietenă, zice, nici să mor nu stau cu tine. Eu ori duci viață ca oameni, ori dacă nu vină la popa ăsta și stai cu el. Deci, imediat Mutu s-a îndrăcit când a auzit de Dumnezeu și îl scutura, nu-l lăsa, că așa spune Evanghelia. Deci s-a îndrătnicit într-așa fel că ce a spus? Mă aduci tu la Dumnezeu? N-am nevoie. Patima vorbește. Nu pot fără asta. Deci iată unde vin Sfinții Părinți să pun accentul. Vin să pun accentul tocmai pe lupta împotriva păcatului. Și lupta împotriva păcatului nu este dată oricui să o facă. Unii se luptă toată viața și mereu cad și iar se ridică. Unii se luptă și nu mai cad, alții cad temporar, alții cad spontan, foarte rare ori, alții nu cad niciodată. De aia se cheamă desăvârșit, sfinț și așa mai departe. Deci cetele de intrare la Dumnezeu sunt pe criterii de virtute. Și de aceea, în doctrina ortodoxă creștină, nu s-a formulat o regulă fixă. S-a spus că postul și rugăciunea scoate patim și păcate și dragi, dar le scoate pe un anumit principiu. Nu le scoate că îmi postești tu 3 zile și nu mănânci nimic și după aia mă judeci. Părinte, dar am ținut cum ai spus 3 zile, de ce n-a ieșit dracu? Eu știu, de ce n-a vrut să iasă, întreabă-l pe el. Altul vine și spune, zice, părinte, o săptămână am postit și tot n-a ieșit. Păi n-a vrut să iasă. Altul spune, zice, 16 zile am postit și n-a vrut să iasă. Păi n-a vrut să iasă. Altul vine și spune, zice, părinte, zice, ce să mai fac să iasă? Doar am făcut tot ce m-ai învățat. Și atunci eu îi răspund, câți ani ai de când ai păcătuit? Păi de vreo 7 ani greșesc. Roagă-te 7 ani, că după 7 ani sigur va ieși păcatul din tine. Nu o spun eu. Un sfânt Xenofont al Sfântului Munte de prin Patericul Românesc, un stih citit, când cineva a venit la el și l-a întrebat, care-i pocăința? Și Sfântul a spus, pentru cei ce nu se ostenesc, îi an de păcat pe an de pocăință. Ai înțeles? Deci pentru ascet, pentru monah, pentru pusnic, pentru cel râvnitor, pocăința se scurtează. Dar pentru cel leneș, pocăința durează ani de zile. De ce? Pentru că starea obiectivă la care omul se împinge spre acel minim ce îi se dă, crede că îl salvează ca apoi să șadă din nou liniștit și să întoarcă cu bună știință la păcat. Tocmai de aia Mântuitorul ne-a dat vreo 4 exemple în Evanghelie când i-a spus femeii desfrânate. Ți-am iertat păcatele, dar să nu mai greșești. La Vitezda, la Slăbănoc, ți-am iertat păcatele. L-a căutat apoi în biserică și i-a spus, nu cumva să te întorci să-ți fie și mai rău. A lăsat iarăși Mântuitorul și iarăși i-a picat. Când a avut diferite ocazii. Fică, fie ție cum voiești, este mare credința ta, dar trebuie adăugat, numai să rămâi în ea. Dar de data aceasta Mântuitorul a făcut o referire mult mai concretă. Se pare că a vrut să spună așa. Să vedem care din evangheliști, că eu i-am ales pe amândoi. Și certând demonul, i-a spus să nu mai intri în el. Deci iată ce poruncă a dat Dumnezeu. Deci a fost un fel de poruncă, cum spunem noi în popor, bat șaua să priceapă iapa. Deci eu te-am dezlegat, ai șansă să te vindeci, dar dacă te întorci la păcat, deci să nu mai intre demonul în noi. Dacă ai apucat să vii la biserică, și ai apucat să te spovedești. Le spun eu de multe ori, vin la spovedit, eu nu-i cunosc cine, sunt oameni diferiți. Zice, părinte, mi-am luat și carte de spovedit că vreau să le dezleg pe toate. Dar de ce? Vrei până la celălalt post să le pui la loc? O, nu m-am gândit la asta. Păi cu ce scop te spovedești atunci? Păi ce? Trebuie să mă spovedesc, că e postul mare. Bine, te spovedești, dar crezi că n-ai să le mai faci din nou? E, n-am să le mai fac. Păi cum să nu le mai faci, zice, dacă ești om? Da, dar care vrei să le faci? Tot pe astea ce mi le spovedești sau altele care nu le-ai spovedit? Păi pe toate care le pot face. Deci iată o formă abstractă care duce taina pocăinței la non-valoare. Și aici vă duc iarăși imediat la istorioara aia frumoasă, doar așa în scurt, că n-avem timp să le întindem prea mult, când un
tâlhar ajunsese la picioarele stâlpului lui Simeon stâlnicul și în clipa aceea îngerii au și luat sufletul pentru făgăduința că mă voi face ca cel de pe stâlp. De ce i-a luat-o? Era sigur Dumnezeu în milostivirea lui că dacă îl mai lasă greșește. Ar fi bine ca toți să murim imediat după spovedanie, dezlegați și pocăiți, că ne-am duce în rai. Dar vezi că noi rămânem cu spovedania, o falsificăm la rang de obișnuință, o transformăm și spovedania e o patimă. Eu personal am întâlnit persoane care vin și mă sâcâie toată ziua la cap cu spovedania. Păi, mai am 3 păcate, mai am 2, mai am 4. Dar lasă, Domnule, zic, vină cu 100 odată. Păi zice, nu, că zice, dacă nu vi le spun pe astea, n-am liniște. Spovedania e un suport? A spus într-adevăr Dumnezeu. A spus Dumnezeu într-adevăr, prin gura lui Ioan Gură de Aur, Sfântul Mare al creștinătății. O, creștine, de-i cu putere în tot ceasul să o folosești. Dar asta nu înseamnă că eu de acum trebuie să stau toată ziua să vii tu și să-mi spui că am băut apă sau că iar te-ai dus în oraș și ai fumat sau că ai fost la discotecă. Păi lasă-te tu, dar dacă eu n-aș mai fi, tu ce ai face? Ia pilda Marie Egipteanca, care 40 de ani a stat în pustie, n-a mai venit la spovedanie. N-a mai venit la spovedanie. Cui să se spovedească? La pereți? La șacali? La tigri? La lei? La nisipurile din deșertul Ierusalimului, de acolo ce era peste Iordan? N-avea cui. Luați pilda lui Marco Ascetul. Sta în muntele Francisc. Cui să se spovedească? 95 de ani n-a văzut față de om. 95 de ani n-a văzut față de om. Cui i-a spus păcatele? N-o fi avut ispite? N-o fi avut păcate? Spovedanie. Ca și taina cununiei, ca și taina pocăinței, ca și taina împărtășirii, ca și taina Sfântului Maslu, ca și taina botezului, este un act prin care omul se întrarmează în fața vrăjmașului, dar nu cu care să apără de vrăjmașul. Te aperi prin unealta spovedanie, adică prin fuga de păcat. Ăsta e scopul din spovedanie. Deci nu că te-ai spovedit în fiecare minut, ci faptul că ai fugit să nu mai repezi ceea ce te-a sfătuit la spovedanie prin dezlegare și te-ai luminat prin dezlegare. Deci așa este. Altul vine și spune, zice, părinte, asta v-am mai spus și iarăși vă repet, este un lucru care mă doare capul când îl aud. Vine câte o cucoană, ele sunt mai slăbănoage în chestia asta. Părinte, sunt așa de deznădăjduită. De ce ești mai deznădăjduită? Pentru ce motiv? N-ai oxigen ca să respiri, n-ai bărbat ca să te bată, n-ai copii de crescut, n-ai la facultate de învățat, n-ai treabă acasă sau în oraș. Păi dacă ai timp să te gândești la ce îți dă vrăjmașul prin cap, sigur că te deznădăjduiești. Dar dacă pui mâna pe psaltire, cum e o mamă cu 5-6 copii, sau cum e o mamă cu o casă de griji, ea nu mai are timp să se deznădăjduiască. Vine seara, se uită la ceas, că-i cer iară din oală. Da. Când te consideri la înaltă clasă spirituală, îți uiți rostul umanității, rostul social, nu te duci nici în mănăstire să te pocăiești, nici nu te căsătorești să ajungi o creștină sau o mamă bună, ci pierzi timpul de pomană. Vine într-o zi, vă fac niște aluzii ușoare ca să vedeți dracu mut și surd cum stă un om. Vine într-o zi una și îmi spune, zice, părinte, ori eu sunt bună de mănăstire? Zic, suite pe mănăstire și sar jos. Dacă nu te spargi, înseamnă că ești bună de mănăstire. Și ea spune, dar zice, cum mă luați așa în râs? Păi da, frate, n-a spus Hristos, să-ți clădești temelia pe piatră. Dacă ești din năsâp, ai să te împrăști. Și a plecat nedumerită. Păi de unde să știu eu ce patimă te luptă pe tine? Cum vine în mintea ta? Cum stă în mintea ta? Cum o primești? Cum o alungi? Cum te rogi? Cum te pocăiești? Cum te ostenești? Asta nu-i treaba mea, Domnule. Duhovnicia este un arc electric între om și duhovnic spre Dumnezeu, care degajă lumina acelei taine, adică a dezlegării, dar nu eu sunt în măsură să te luminez pe tine, ci tu mă luminezi pe mine ca eu să văd unde trebuie să te vindec pe tine. De-aia când mergi la doctor, uite, Mântuitorul a demonstrat acest lucru. Primul lucru care îl face, deși își atribuia întotdeauna puterea de doctor al sufletelor și a trupurilor, eu sunt doctorul trupurilor și a sufletelor voastre, întreabă frumos, când se apropie de tatăsul, dar de când pătimește acesta? Ai văzut ce frumos spune întrebarea? De când? Și eu întreb, de când? Stă ca mutul, nu răspunde nimic. Ai mai făcut? S-a mai întâmplat? Păi eu nu sunt văzător cu Duhul. Eu nu sunt calculator.
să te bagă în priză și să mă apară ecranat nebuniile tale. Tu trebuie să fii cel ce să-ți expui ceea ce te frământă. Și atunci eu, din ceea ce preiau de la tine, știu ce să-ți spun. Pentru că și Mântuitorul, după ce a ascultat acest tablou, ce nu putea Mântuitorul, nu știa el coborând din tabor că ucenicii se chinui cu demonizatul și nu-l pot vindeca, să facă un semn și să vindece de la distanță? Nu! S-a apropiat de ei, le-a confirmat necredința poporului care l-a jignit până și pe el, deci într-un fel i-a salvat pe ucenici spunându-le, nu fiți triști că a spus că nu puteți face nimic, nu vedeți și mie îmi spune, dacă mai poți și tu ceva, mai fă. Ei, și de-abia după ce se dau ei deoparte, că așa este în taina spovedanii, se mai cercetează un duhovnic cu celălalt și întreabă, bă frate, tu aici cum faci, ce spui, ce zici, ce îndemni, ce sfătuiești? Mergem și noi la ai noștri, că avem și noi sfătuitorii noștri, noi nu suntem sfinți. Și întreabă, Doamne, zice, oare de ce n-am putut noi face treaba aceasta? De ce nu l-am putut vindeca? La care Mântuitorul le dă măsura integrității, nu a desăvârșirii. Zice, acest soi de dragi cu nimic nu o să iasă. Nu o să iasă că ai tu rasă călcată, nu o să iasă că ai tu epitrafir nou, nu o să iasă că ești vopsită, nu o să iasă că ești îmbrăcată frumos sau că ești directoare de bancă sau ingineră de bancop sau nu știu ce. Dracu iesă dacă te smerești. În clipa când vede smerenia, și să vă dau câteva pilde din pustia aschetică, o mamă a fost înștiințată că Ava Visarion din pustie poate să facă minuni. Și și-a luat copilul, l-a dus în biserică. Și ucenicii care îi cunoșteau adânca smerenia bătrânului a spus, nu cumva să îndrăznești să-l rogi pe față, zice, că nu ți-o face. Te învăț eu ce fă. Pune copilul în strana lui și fugi de acolo. În clipa când bătrânul a venit concentrat de contemplația rugăciunii, deci iată, bătrânul era el însuși în post și rugăciune, aici vreau să ajung. Să nu crezi că bătrânul mânca friptură. Nu, trăia el la rândul lui duhovnicește. Un lucru care apostolii nu l-au știut până în clipa aceea. Și nu știu dacă l-au înțeles până astăzi toți apostolii Domnului. Și vine bătrânul și se uită indignat. Ieși afară de aici. Dracu a crezut că îi spune lui. De ce n-a știut dracu că se adresează bătrânul copilului? Pentru că sfinții părinți ne-au lăsat concret și clar. Dracu nu știe gândul omului atunci când se roagă curat. Dracu atunci vine și te dărâmă și mi-a plăcut o vorba de la conferința lui Teofil Părăianu de la sâmbătă. Zice, cui pe cui să scoate? Un gând rău să scoate cu un gând bun. Ei, așa și aici. Dacă îți stăpânești mintea la gândul cel bun, nu mai poate să intre cel rău. Pentru că au mai încercat draci și alte variante. Ava Panvă, un deosebit de săvârșit om al pustiei, care nu se căia niciodată ce vorbea și nu vorbea iurea și mult cum vorbesc eu, stătea în strană. Și au venit draci și au spus, oare nu vom clinti noi pe acest tâlp din rugăciune? Și ce au făcut? Au adus o pană de găină, au legat-o cu un lanț și 100 de draci trăgeau de lanț și se făceau că îngenunchează, că scapă. Și bătrânul a zâmbit așa frumos, călugărește, nu cu gura până la urechi. Și un drac i-a spus, te-am sedus, gata bătrâni, te-am învins. M-ați învins? 100 nu puteți trage o pană și tu singur vrei să iei sufletul meu care-i scânteia lui Dumnezeu? Și au perit draci cu nălucirea. Deci iată suportul moral în lupta cu satana. Iată cât de subtilă rămâne în substrat starea duhovnicească a omului desăvârșit. Nu că am eu bani sau sunt bogat sau nu știu cine sunt eu și mi-am făcut cultul cu tare și secta cu tare și vindec. Sunt povești de ploaie. Sunt arme false în care omul rămâne în cunoașterea lumească. Bogăție, slavă, mărire, părere, încântare și bizuință de sine. Că de fapt de-abia cunoașterea a doua prin smerenie este cea înaltă și duhovnicească, cum spune mai departe Isaac Siru. Da, cunoașterea duhovnicească este cu totul înălțarea de la cele pământești, de la grija de le-a împlini și dreptul materiei de a toarce două fire, deci materia trupului nostru. Credința curată și cunoașterea curată. Nu poate nimeni să ajungă la iubirea adevărată de Dumnezeu dacă nu-L cunoaște întâi. De aia și înțelepciunile lui Solomon spun un lucru minunat care voi l-ați uitat și nu i-ați dat importanță.
Zice, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Ai văzut? Cine n-are frică de Dumnezeu și vrea deodată să facă minuni, n-ar să facă niciodată. Iar dragostea de Dumnezeu este desăvârșirea. Și iarăși vă aduc aminte un cuvânt frumos citit de mine undeva, nu mă aduc aminte exact. Zice, dacă ar iubi oamenii atât de mult pe Dumnezeu și cu aceeași căldură cât iubește El lumea, pământul s-ar topi de dragostea noastră față de Dumnezeu. N-am avea pe ce locui. Deci iată cât de mare este dragostea și spune undeva mai departe iarăși Isaac Sirul. Zice, adevărata iubire de credință în credință iubește pe Dumnezeu. Deci nu-mi fac eu linie monahală sau creștină pe voia mea, ci mă duc în voia Domnului. Căci așa spune fericit bărbatul care legea lui cugetarea Domnului este și nu va spori și va sta ca, și va spori în toate cele ce va lucra și va sta ca pomul lângă izvoarele apelor. Dacă eu nu stau lângă izvorul apelor, n-aduc rod, izvorul la Dumnezeu, nu-i la mine. Deci Hristos, când s-a schimbat la față înainte de a scoate dracu, le-a arătat ucenicilor slava. Dar cum le-a arătat-o? Cu glasul Tatălui din cer. Aceasta binevoiește Dumnezeu să o fac. Pentru că sunt mulți și au fost mulți în viața creștină ortodoxă care au încercat să corupă tradițiile mistice și ascetice și miraculoase ale fundamentului creștin. S-a rugat unul în pustie vreo 10 ani să ia darul facerii de minuni, a vindecării de boli. Și s-a dus la bătrânul lui și a zis, Avo, cu mila lui Dumnezeu, cu ajutorul lui, am ajuns să pot să am darul vindecării și a minunii. Fiule, mai du-te 10 ani în pustie, mai roagă-te 10 ani și roagă pe Dumnezeu să-ți ia darul facerii de minuni și a vindecării de boli. Și roagă-L să-ți dea darul să-ți vezi păcatele tale întâi vindecate. Deci vezi cum un doctor nu poate să fie orb și să vindece pe alt bolnav? De aia spune Mântuitorul, doctore, vindecă-te pe tine, apostole, vindecă-te întâi pe tine. Eu vă vorbesc frumos, dar dacă nu pot face minuni că-s păcătos, nu folosește la nimic. Asta e amaneta al rușinii, zice Isaac Sirul, vorba și filozofia frumoasă. Dar totuși este o apărare, că spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să vorbești adevărul ca cei ce-l vor primi lucrându-l să se mântuiască și tu prin ei. Deci voi vă rugați pentru mine, eu mă rog pentru noi, pentru toți, în biserică, la liturghie și unii pe alții într-un glas mărturisim, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Asta de la conferință mi-a plăcut. Și mai departe, au fost cazuri izolate, au fost cazuri când, într-adevăr, dracii n-au vrut să iasă nici cu smerenie. Apropo de apostoli care nu l-au putut scoate. Deci Mântuitorul le explică lor acestea, dar în duh, în cuvinte scripturistice. Un mare făcător de minuni al pustiei nu primea la nimeni pe el, deși știa că are darul facerii de minuni. Se smerea de toate. Dar un alt bătrân al pustiei, care era mai priceput și mai înțelept în toate acestea, i-a spus, zice, părinte, nu așa, pune copilul tău bolnav sub un coș de curmale. Că zice, bătrânul, nu te primește, el nu umblă cu treburi de acestea. Și zice, du-i curmalele și spune să ți le binecuvinteze, să poți să le vinzi. Să poți să le vinzi. A luat omul panerul, a pus copilul sub ele, a pus smochine deasupra și a plecat în pustie. Bătrânul tocmai venea pe cale. Și în timp ce venea bătrânul pe cale, ăsta n-a știut. Cum este vorba, norod, blagoslovește părinte. Și acesta a făcut. Domnul să blagoslovească, sau poate că a zis doar cu gura, dar se spune că a însemnat și cu semnul crucii. Și a sărit dracul de sus smochine și s-a sculat copilul sănătos. Care va să zică, mă lupt de 30 de ani cu darul smereniei, zice, și a necunoașterii, mă lupt cu starea de a nu fi cunoscut oamenilor, cu, cum îi spunem noi, anonimatul. Și tu vrei astăzi să mă faci să cadă în mândrie? Zice, să fugi unii auzi de numele meu, să-ți fie scârbă, zice. Dă mai încet, mă, că-ți treci și somn. Zice, să-ți fie scârbă, zice, eu sunt cea mai mare jivină și jigodia pământului, zice, eu sunt un păcătos. Deci iată ce exprimat și indignat a sărit bătrânul când a văzut involuntar facerea minunii și ce a încercat subtilitatea omului să facă, dar bine învățat din discernerea altuia. Și chiar Sfântul Antonie, marele învățat al pustiei, s-a poticnit în unele încercări drăcești.
Și a spus dracul, n-am să ies. Și ca să-i arate sub o formă falsă să-l dea în smerenie, să știți că satana are atâtea curse și atât de viclean, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală tâlcuiește frumos cele patru căderi. Căderea prin virtute, căderea angelică în sus, cum mi se spune, căderea prin cuvânt, căderea în păcate grosolane și ușoare. Aici noi vorbim acum căderi de virtute și păcate subțiri, de astea care vin așa fin, ca țânțarii. Nu e nevoie să te muște câinile să mori, te mușcă țânțarul și te otrăvește. Ce se întâmplă? Îi spune dracu, zice, n-am să ies la tine, zice, am să ies la ucenicul tău. Ce a zis dracu? Dacă strecor cumva râca între el și ucenic, m-am folosit. Bătrânul a fost înțelept, s-a smerit în sinea lui. Dar n-a ajuns smerenia lui. Poate că un gând l-a cotropit în clipa aceea. Dar răspunsul care trebuia să-l primească l-a dat satana prin gura ucenicului ca să-l audă și Sfântul Antonie. Și a venit dracu, deci îndrăcitul la ucenic și i-a spus, am primit poruncă să te rogi pentru mine de la mai marele tău, de la aba tău. Și a zis ucenicul, ce, eu sunt păcătos, ce să mă rog, zice, ieși afară. Nu ies, nu ieși. Dacă bătrânul mi-a dat această ascultare, nu voi mânca și nu voi bea până nu vei pleca. S-a suit pe o piatră, a stat în soare cu mâinile sus, vreo 20 sau 30 de zile, zi și noapte, îndurând și frig și foame și sete și arșița zile și tot ce era. Dar a demonstrat adâncul smereniei. Exact cum și Mântuitorul a spus, eu și Tatăl una sunt. Și cum Mântuitorul a spus, zice, nu mai scoate sabia când era în grădină la răstignire. Eu fac un semn și mii de legiuni îngerești pierde totul, dar lasă să se împlinească cele scrise. Și ucenicul a lăsat să se reverse adâncul de smerenie. Și ce a spus? Pentru rugăciunile cuviosului meu, părinte Antonie, te rog, satană, să ieși din sufletul acesta. Și ale lui Dumnezeu, bineînțeles, deci nu se ruga numai pentru rugăciunea cuviosului. Și a răbdat satana vreo 30 de zile și a ieșit. Ucenicul care avea poate un alt grad de desăvârșire și a permis o întrebare copilărească, cum și copiii întreabă uneori pe părinți, ce e în soare, ce e în stele, ce e în lună și noi nu știm ce să le răspundem. Și zice, dar de ce n-ai vrut tu să ieși când te-a rugat mai marele meu? Și atunci dracu a dat o replică interesantă. Zice, Antonie scoate draci cei proști fiindcă e înțelept. Tu îi scoți pe cei înțelepți fiindcă ești prost. Și aici mă duc la cuvântul lui Isaac Siru și al lui Ioan Scăraru. Ia uși ce spune Ioan Scăraru. Păcatul reprezintă coborârea spiritului la lume, la trup și căderea din legătura cu Dumnezeu. Dar simplitatea în căile lui Dumnezeu scapă de iscodirea curselor drăcești. Ai văzut? Deci cu cât ești mai simplu și cu cât îl crezi pe satana mai nimicnicios prin neputința lui, neștiind tu să-l descânți și să-l descălești, cum e încălțat, am eu o vorbă care o spun de multe ori. Fraților, nu-i dați voi culoare, că eu sunt sigur că are și alb, nu-i numai negru. De ce? Fiindcă dacă n-ar fi satana și alb și ar fi numai negru, nu s-ar preface în înger de lumină, nu ne-ar da râvna cea bună cu scop de a cădea, nu ne-ar da să facem virtuți la vremi nepotrivite, să ajungem ca acel duhovnic iscusit care postise în așa măsură încât i-a prindeau dracii lumânările. Și când a fost trimis la vie, de-abia atunci a sărit mândria la suprafață și a spus, nu ții cont de sfințenia mea? Și francezul spune, dacă crezi că ești înger, ești bestie. E un proverb francez. Și atunci, bătrânul înțeleptul avă îi spune, zice, lasă, știm noi asta, du-te tu unde te-am trimis. Și ca drept dovada mândriei consacrate care hrănea acel suflet pătimaș în părerea facerii de minuni apostului virtual și a rugăciunii necurmate, și-a lepădat chipul monahicesc și s-a făcut din nou un mirean păcătos, care cândva pocăindu-se sau citind din pateric și văzând desăvârșirea sfinților să va întoarce la adevăr. Așa spune Cartea Tradiție și Libertate. Deci aici trebuie să ajungeți, că sunt care v-ați izbit. Mulți s-au izbit și de azi duhovnici, dar am eu câțiva care s-au izbit de mine. Și de ce s-au izbit? Nu că sfânt eu sunt idiot. Dar ce au făcut? A venit și mi-a spus că i s-a arătat cu tare și cu tare și i-am spus, mă rog, nu ți să mai arate. Roagă pe Dumnezeu seara când te culci să-ți arate iadul, să vezi unde trebuie să mergi. Altul a spus, zice, dar cum mi-a pus mie Dumnezeu mâna în cor, zice, și m-a binecuvântat. Ei, acum dă noroc cu el. Dacă reușești asta, zic, vii la mine că te declar sfânt.
Și părinte, mă luați în râs. Păi nu te iau în râs, mamă dragă. Televizorul viziunilor tale să fie psaltirea, nu părerea de sine. Îți dă dracu în minte nebunii și tu le hrănești. Și o mare greșeală în Biserica Ortodoxă. Una din marile greșeli, că duhovnicii acceptă, și este o mare, e o mare cădere spirituală în viața, în viața de suflet de zi cu zi. Ăsta e duhul mut și surd adevărat cu care s-au confruntat și apostolii. Este o mare cădere când duhovnicul admite ucenicului nu să fiu frățesc sau iubitor sau îngăduitor sau să ne înțelegem sau să mâncăm împreună, să discutăm împreună, să povestim împreună. Când ucenicul sau ucenica, deci parte feminină sau bărbătească, încearcă să-și manevreze duhovnicul, e o mare nebunie, încercând să-l forțeze el în direcția unde îi place. Încercând să-și formeze el o linie, adică duhovnicul e atât de prost, nu știe că tu n-ai nevoie de acea măsură de post sau de acea, deci niște păreri personale din alea așa pline de sine. Cum, Dorin, dar eu am darul postului, mie să-mi dați o săptămână. Nu, dragă, tu ai să postești 3 zile, ca așa ți-am spus eu. Sau tu ai să faci 5 rugăciuni, ca așa vreau eu. Sau tu ai să mănânci cu ulei, că vreau eu, sau ai să mănânci fără ulei, ca așa trebuie, nu că vrei tu. Unde apare voia proprie, unde apare părerea de sine, căderea virtuții e gata. Asta este căderea prin virtute, explicată în tradiție și libertate. Este una din cele mai periculoase căderi. De-aia Sfinții Părinți îl numesc pe duhovnic și sculptor duhovnicesc. Duhovnicul descoperă în tine o valoare, nu tu un duhovnic. Tu n-ai ce să descoperi în duhovnic. Acil vezi că bea, sau poate mâine îl vezi că o cărăște, sau poi mâine îl vezi că doarme și mănâncă prea mult și începi să-l judeci. Dar dacă ți-a manevrat ție bine gândurile, ferește Doamne, eu n-aș vrea să ne întâlnim în postura asta. Mai bine să ne întâlnim toți serioși, că e mai bine. Dar, dacă duhovnicul știe să te cârmuiască și ți-a ales el bine linia, păi faci ce ți-a spus el, nu ce vrei tu. Mă trezesc eu câteodată așa întâmplător și nu eu, sunt sigur că toți o pățesc la fel. Părinte, să știți că n-am făcut ce mi-a spus, dar uite, am făcut cu tare. Dar cine ți-a dat ție voie să faci cu tare? Păi așa mi-a venit mie. Păi dacă așa ți-a venit ție, uite pe un oglindă să vezi cât de necioplit duhovnicește ești și uite să vezi ce a ieșit din tine. Pentru că ce se întâmplă? Acea daltă, eu am întâlnit replica asta și acum mi-am adus o aminte. S-au expus unii și au adus acest argument concret. Tot duhul mut și drăcesc vorbește și se scutură în prezența lui Dumnezeu. Zice, ce, dar le-o știe ăsta pe toate? Dar ce, chiar crede el că nu mai sunt duhovnici? Sau spune, zice, dar ce, nu pot să mă duc la altul? Sau zice, și ce, zice, dacă n-am să fac, ce ar să-mi facă? Zice, dar chiar n-am să fac, să văd ce o să-mi zică. Ei, când a intervenit acest lucru în viața spirituală a omului, când a intervenit acest lucru în programul tău personal duhovnicesc impus de preotul unde te spovedești, și să știți, duhovnic înseamnă și preotul de parohie și preotul de mănăstire, deci nu e o diferență, e același har duhovnicesc. Și preotul s-a pus o întrebare la ședința noastră duhovnicească când a fost acum la Casa de Cultură, acolo unde s-a ținut ea. Zice, cum să caută un duhovnic bun? Care te pocnește mai bine? Eu cred că ăla e un duhovnic bun. De ce? Pentru că cu cât e mai aspru cu tine și nu cedează la idei și te ține din scurt, tu cu atât vei fi mai bun. Cu cât ai început să-ți îmbrobodești duhovnicul, fie bărbat sau femeie, depinde cine este persoana, cu atât duhovnicul tău decade. Personal am pățit chestii de genul ăsta când s-a ajuns până la miorlăituri. A, păi, n-a știți, dar chiar nu înțelege, dar chiar sunteți atât de, nu știu cum, sunt așa cum sunt eu. Dacă nu-ți convine, du-te și-ți ia pe cine vrei, ortodoxia nu admite miorlăieri. Sfântul Pahomie, Antonie, Vasile cel Mare, Grigorie, Ioan Gură de Aur, nu și-a permis să facă târg. De-aia s-au pus reguli atât de rigide și de strașnice în biserică și ea a rezistat 2000 de ani. Mai există pe fața pământului un imperiu sau vreo împărăție care a rezistat 2000 de ani? Nu există decât creștinismul. Mai există vreo instituție care a rezistat 2000 de ani? Nu există. Biserica. Mai există vreun înțelept a căror învățături să fie valabile până astăzi decât învățăturile biserice? Nicăieri. De ce? Pentru că sunt autentice în toată vremea. Dumnezeu nu și-a știrbit valoarea. Dumnezeu nu și-a scăzut harul. Dumnezeu nu s-a vărsat cu jumătăți de măsură pe duhovnici răi sau slabi, sau s-a vărsat cu unități întregi de măsură pe duhovnici buni. Plinătatea harului vine din desăvârșire.
și ajunge la vedere duhovnicească, cum am spus, și la stări înalte, când îți descoperă ție și îți dă un sfat extraordinar de potrivit de temir, cum de l-am primit, și aia e darul lui Dumnezeu, iar harul duhovniciei, dacă mergi și la ultimul preot de mir și te spovedești și respecti ce ți-a spus, fiindcă el nu spune de la sine, ci spune de bine, nu din astea, că mergi și îi spui, părinte, zice, dăm să aprind trei lumânări. Nu, îi spui, părinte, rânduiește-mi și mie ca unui creștin canon de rugăciune. Și să vezi că preotul o face. Ei de asta sunt forțați în anumite împrejurări să vă lase de capul vostru. Pentru că am întâlnit la câțiva credincioși pe care îi spovedeam eu cândva, și acum nu mai vin, zice, părinte, zice, dacă nu îți convine cum spun eu, mă trec la catolici. Drumo, n-ai decât să mergi la catolici. Ce crezi, că plânge cineva că te duci tu la catolici? Oare crezi că Dumnezeu și-a știrbit haina și și-a pierdut din slava de la tabor sau de la înviere că te-ai dus tu în catolicism? Nu, mamă! Te-ai dus la harpă, te-ai dus la scaun, te-ai dus la un sandwich în pauza de liturghie, te-ai dus la o serenadă, la un cor frumos, te-ai dus la o împărtășire sumară, fără o spovedanie intensă, te-ai dus la fără metanii, te-ai dus la fără prea multe rugăciune și unde crezi că ai ajuns? Ai ajuns cu tălpile la poarta iadului și dacă ați văzut, acum sunt sisteme de teleghidare, numai apeși ușile să deschid și ai căzut. Atât urmează. Deci nu urmează altceva. Pentru că biserica nu-și numără credincioșii prin numărul lor. Noi umplem biserica, 100, 2, 3, 4. Dar biserica se umple. La strană cântă, dar n-aude nimeni. Deschide voi gura mea și se va umplea de Duh. Deci iată unde trebuie să se umple biserica de Duh. Unitatea duhovnicească a bisericii stă în păstrarea nealterată a tradiției, nealterată a învățăturii, neștirbită a canonisirii sau a pedepsirii, iar duhovnicul de la caz la caz, cum spune acel canon 112, tot ce este spre mântuire, el poate să dezlege. Nu scrie nicăieri că trebuie să stai 30 de ani că ai curvit, cum spunea părintele, v-a spus adineaori, a vorbit expre numai de treaba asta. Este reducere la spovedanie. Și aia poate să fie și o singură zi, dar să o meriți. De exemplu, eu aș face un lucru. I-aș ierta pe toți, i-aș ierta pe toți de păcatele care le fac, dacă îmi dau un scris că răspund de mântuirea lor, că nu mai greșesc niciodată și îi împărtășesc, nu mai dau canon la niciunul. Dar puterea eclesială din biserică nu mă îngăduie acest lucru. Pentru că omul o face inconștient, omul o face involuntar. Pentru că mi-a plăcut discuția foarte frumoasă cu cineva din aori cândva, zice, părinte, zice, am avut ocazia să văd sectari botezați. Zice, s-o crezi că-s mai bun dacă se botează mici sau mari. Asta e adevărul. Părintele Iulian din Sfântul Munte avea o vorbă. Se ducea câte unul și spunea, ce părinte, zice, chiar și aici la Sfântul Munte să te tulburi în halul ăsta? Și el râdea așa la 74 de ani a lui. Și că, mă frate, dacă oriunde te-ai duce, tot cu tine te întâlnești, zice. Lasă-te pe tine acasă și adă numai sufletul, zice, și atunci ai să ai pace. Deci, ce se întâmplă? Ce mi-e Sfântul Munte? Ce mi-e Ierusalimul? România, Serbia sau Bulgaria sau Grecia, sau ce mi-e inima mea, e același lucru. Eu pot să-i schimb tablaua și să o pun în ce zonă vreau eu. Vreau la Ierusalim, mă duc la mormântul Domnului. Ce inima? Mormântul Domnului. Vreau la Sfântul Munte, ce inima? E casa lui Dumnezeu, hai la Sfântul Munte. Deci nu schimbarea locului schimbă patima din om, ci schimbarea vieții. Ia uși ce spune în altă parte, iarăși un lucru frumos și l-am notat. Ascultați așa frumos de la sfinții prin nevoință s-au străduit și s-au învrednicit de cunoașterea desăvârșită a lui Dumnezeu. Postul, rugăciunea, modestia, citirea, lupta cu patimile pentru orice lucruri bune. Pentru că aceasta este adevărata cunoaștere duhovnicească. Iar în altă parte, același Sfânt Părinte spune, ce sunt patimile? Sunt menținerea sufletului în muțenie și în moartea lui. A supremile instinctuale care s-au pus în lucru acestei lumi și mișcă trupul spre ele. Și spune foarte frumos Ioan Scăran, de la el am ales-o, din cuvântul 7. Cel ce iubește pricinile patimilor este și iubitor de patimă. Deci vrei să nu te lupte curvia, dar fusta este până deasupra genunchiului. Vrei să nu te lupte desfrânarea, dar te farmeci toată și te faci frumoasă să neteze băieții pe stradă după tine. Sau și invers. Vrei să fii duhovnicească, dar mănânci
Vrei să nu te lupte niciun fel de patimă sau să fii bogată, dar cheltuiești? Deci, bă, fraților, ce se întâmplă? Ca să ajungi la cunoașterea de sine, trebuie întâi să vezi ceea ce trebuie să lași din tine. Pentru că dacă noi nu lăsăm din noi nimic, suntem tot noi și vrem schimbare, este ceea ce se întâmplă și astăzi. Ceea ce se întâmplă și astăzi. Noi schimbăm. Tot ne schimbăm, tot ne rotăm, ați văzut? Anul ăsta e ăsta șeful clasei, mâine e celălalt, poi mâine e celălalt, dar clasa e tot slabă. Anul ăsta e duhovnicul ăsta, la anul e duhovnicul ăla, la anul e celălalt duhovnic, la anul va fi alt duhovnic, dar eu sunt tot acela. Pentru că David a zis în psalm, când oameni de nimic se ridică sus, nelegiți și niciună pretutindenea, de vei avea oameni slabi în cârma bisericii, slab va fi și poporul. Dacă ai la parohie preotul ață, cum se spune, norodul n-ai treabă cu el. Nici n-are să-ți intre sectarul în parohie.